Bună seara, stimați telespectatori. Ne aflăm la o nouă emisiune, Agenda Publică. În această seară i-am invitat în platoul Informația TV pe domnul Radu Olmeanu, scriitor, director al editurii Pleiade și al revistei Acolada. Bună seara! Bună seara! Pe domnul Radu Ardelean, director adjunct al Muzeului Județean. Bună seara! Bună seara! Bună seara tuturor telespectatorilor! Și pe domnul Adrian Cosma, consilier județean. Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Stimați invitați, stimați telespectatori, după dezvăluirile lui Dan Andronic, Joan vrea să cerceteze alegerile din 2009. Nu este numai Joan cel care vrea acest lucru, și PSD și ALDE cer anchetă parlamentară privind alegerile prezidențiale din 2009. După cum știm, în 2009 Joan era dat câștigător seara, iar Băsescu era câștigătorul adevărat dimineața. Practic se spune că Băsescu a obținut mai multe, Joan a obținut mai multe voturi, dar Băsescu a câștigat alegerile din 2009. Dacă privim retrospectiv, sigur, acum nu trebuie să ne întrebăm de ce tocmai în acest moment Dan Andronic lansează o chestie de acum 8 ani de zile. Deci e 2017, în 2009, în fine. E cam târziu să te apuci să cercetezi lucrurile. Dar totuși, hai să vedem ce s-a întâmplat atunci. Cum vedeți dumneavoastră acel moment, acea noapte a alegerilor din 2009? Domnule Olmeanu. Știți cum zice un cântec? Nu-i niciodată prea târziu iubirii să-i întinzi o mână. Păi dacă iubirii nu-i târziu, atunci nici justiției nu e voie să fie târziu. Și adevărul, chiar și după secole, dacă iese la suprafață, e un câștig pentru toți. Mai ziceați că de ce tocmai acum? Motivele, evident, pot să fie diverse și nu neapărat acela declarat de a găsi adevărul. Totdeauna există interese obscure, mai ales într-un asemenea caz, într-un asemenea moment, când se joacă, propriu zis, soarta unei persoane care, în timpul, hai să-i zicem, epocii de 10 ani a lui Băsescu, a ținut în mână de fier destinele României, alături de Băsescu. Cam tot ce era important în materie de decizie politică, economică și așa mai departe, trecea prin filiera Băsescu-Udrea. E bine, în momentul de față, Udrea se află în fața unei sentințe, care, din câte se pare, și lucrurile înclină în această direcție, ar putea fi închisoarea. Eu am citit multe speculații pe internet, fiindcă acum, să fim serioși, dezbaterile și știrile adevărate le citim pe internet și nu la diverse posturi de televiziune. Acum nu vă critic pe dumneavoastră, dumneavoastră sunteți un post local cu alte interese eventual mai largi și mai frumoase decât cele politice. Dar televiziunea, în general, în țara noastră, este destul de păcătoasă din punctul de vedere al echilibrului între diverse forțe politice. Asta încă de pe vremea, să nu mai zicem Iliescu, cu perioada mineriadelor, fiindcă atunci era prea de oaie, dar de prin 2000, începând cu guvernul lui Adrian Năstase, în care acest prim-ministru pe atunci a pus hățurile pe presă, prin diverse mijloace. Și așa cum un câine poate fi dresat fie cu bățul, fie cu bomboane, nu? Și Năstase a avut, hai să zicem, înțelepciunea de a combina cele două metode. Important este că a reușit aproape pe deplin să
aibă toată mass media la discreție. Și de atunci încoace lucrurile s-au repetat, au evoluat, s-au dezvoltat. Iar în momentul de față suntem așa, ba, o televiziune e a lui Iohannis, alte televiziuni sunt ale lui Dragnea, ale nu știu cui și așa mai departe. De aceea ziceam că adevăratele știri, cu toate că îngropate într-un noian de alte mizerii și alte minciuni, le găsești totuși pe internet. Dar să revenim. Am citit niște speculații interesante, tocmai ca un fel de răspuns la problema pe care a spus-o la provocarea lansată de Dan Androni. Da. Și anume se bănuiește că este de fapt vorba la un șantaj la adresa lui Băsescu. Deci dacă Băsescu nu uzează de toate mijloacele pe care încă le are, de toate dosarele cu care a plecat acasă de la Cotroceni și așa mai departe, atunci doamna Udrea va da în vileag o mulțime de chestii care s-ar putea să-l deranjeze pe fostul președinte. Adică Dan Andronic și Udrea sunt pe o mână, vreți cam să spuneți? Cam așa s-ar părea, da. Și acesta a fost un avertisment. Da, așa cum Ponta îl avertizează mereu pe Dragnea că lasă că o să știu eu, o să spun despre tine da. La fiecare minciună o grămadă de adevăruri. Din păcate, asta e politica românească la ora de față. Da. Domnul Radu Ardelean, cum privim acum alegerile din 2009? Ca să fiu sincer, eu, pentru mine nu e o surpriză dezvăluirea făcută de Dan Andronic. Încă de atunci erau semnale și se vorbea despre secțiile de votare din Paris, unde votau, un vot venea la 5 secunde, au votat câteva mii de oameni într-o secție de votare și unde lucrurile... După părerea mea, PSD-iști nu și le-au controlat cum trebuie, adică acolo ei trebuiau să aibă oameni în toate secțiile de votare din străinătate. Costa ceva, s-or fi gândit că nu merită să trimită sau, mă rog, n-au avut oamenii care au fost în secțiile alea de votare, n-au fost oameni de încredere, cine știe. Cert e că au venit multe voturi din secțiile din străinătate, foarte multe. După cum am văzut și în 2014, tot străinătatea îngroapă dezideratul PSD-ului de a avea un nou președinte în România după Ion Iliescu. Dar pentru mine, vă spun, nu e o surpriză ce apare acum. Lucrurile, citeam astăzi pe Eugen Mihăiescu care spunea că Brucan din apartamentul lui de la New York punea la cale lovitura de stat din 89 și vine cu niște argumente. Da. Adică lucrurile astea încep să apară de-a lungul anilor. Sigur, mandatul a trecut, Băsescu a fost... Deci se desecretizează unele evenimente care... După părerea mea, sigur, apar. Iarăși, eu l-am auzit pe Mircea Gioană, sau am citit pe internet niște declarații și n-am înțeles că ar fi cerut cercetarea. Mă rog, aflu de la dumneavoastră. Da. Dar mie mi s-a părut un tip resemnat, Mircea Gioană, că zice, doamne, da, păi și atunci știam încă de atunci. Aveau vis-a-vis de cei care s-au întâlnit acolo în casa aia și despre care iarăși Dan Andronic astăzi dă... publică pe contul lui de pe Facebook răspunsul SRI-ului care recunoaște că acele case erau în custodia SRI și le foloseau în scopuri, mă rog,
în scopul în care, cu care se ocupă instituția și încep să recunoască oamenii, da, asta este, Băsescu, credeți că o să ne fie clar? Eu mă întreb cum ar fi fost dacă Traian Băsescu nu era președinte și era președinte Mircea Joană, cum ar fi evoluat lucrurile în România, ce s-ar fi întâmplat? Mircea Joană, eu trebuie să vă spun că, din punctul meu de vedere, Mircea Joană era un om politic acceptabil. Era un om politic cu discurs, mie mi se pare... Era foarte de stânga. Da, mă rog, acum stânga-dreapta, lucrurile aici, iarăși intrăm în discuții ideologice pe care, cum spunea mai de mult un francez, pe care noi tot îl întrebam, doamne, stânga, dreapta, zicea, lasă-mă să vă clasifice alții ce sunteți. Voi acționați, faceți și pe urmă o să vină analiștii și o să spună, ăla e de stânga, ăla e de dreapta. Mă rog, dar asta e altă discuție. Era Mircea Joană, eu cred că ar fi fost un președinte bun. Nu știu, avea și o situație în PSD, am înțeles că nici Victor Ponta nu era, nu-l ajuta chiar așa 100% convins că e bine, mă rog, sunt tot felul de posibilități. Ceea ce vreau eu să spun și să atrag atenția este că după alegerile din 2009, în care Băsescu acum câștigă și se pare că nu foarte corect, am avut un referendum cu 7,2 sau 7,4 milioane de voturi pentru demiterea președintelui, de care nu s-a ținut seama la indicația clară de la Bruxelles. Avem alegeri în decembrie 2016 cu 45% câștigate de PSD și de o alianță care are majoritate și care sunt contestate și lucrurile astea mie nu mi se par deloc în regulă. Pentru că, până la urmă, eu așa cred, eu știu cum era în comunism, că aveam 26 de ani în 1989 și noi am visat, visam pe vremea aia și ne-am dorit să trăim într-o democrație. O democrație înseamnă că odată alegerile trecute, confirmate că sunt corecte, fără evenimente care să ducă la semne de întrebare vis-a-vis de rezultatul alegerilor, trebuie bătute în cuie și trebuie respectate sfânt, în mod sfânt. Adică nu mai, ce să mai vorbim? Dom'le, ieșim acum, facem 7,2 milioane de voturi, erau clar, Băsescu nu mai trebuia să fie președinte. Nu trebuia să inițieze referendumul forțele respective, dacă nu știu, mie nu mi-a plăcut reacția și când s-au întors Victor Ponta și Crin Antonescu de la Bruxelles cu coada între picioare, doamne, gata, lăsăm. Numai Ponta, Crin Antonescu n-a fost. Mă rog, dar vă dați seama că erau împreună și discutaseră. Că nu a zis Antonescu, nu, domne, noi vrem să-l demitem, nu? Și curtea, mă rog, o da verdictul. Nu, mie nu mi se pare în regulă. Adică votul popular trebuie respectat și uite că e a treia... A fost un referendum pentru 300 de parlamentari și nici ăla n-a fost respectat. Nici ăla. Dar nu era obligat. Ăla era consultativ. Și atunci la ce naiba mai inițiezi referendumul? Dacă nu-i... Întrebați-l pe Băsescu. Da, da. Vă rog, domnule Cosma, ați fost mai apropiat de Băsescu decât colegii dumneavoastră de platou. Da. Sigur, am fost foarte apropiat. Făceam parte din același partid. Acum... În ceea ce privește ceea ce a spus domnul Ardelean, că veneau voturile, un vot la 5 secunde din diaspora în 2009. Acum, dacă în 2009 veneau voturile așa cum se manifestau cetățenii români prin străinătate, a reușit PSD-ul în 2014 să nu-i mai lase să voteze în primul tur și după aceea rezultatul l-au simțit în al doilea tur. Deci au rezolvat problema. Eu PSD-ul că, în 2014 să nu-i mai lase pe oameni să voteze. Am spus că n-au învățat nimic din 2009, din forța votului de afară. Au învățat că au vrut să rezolve problema în sensul de a nu-i mai lăsa pe oameni să voteze și au fost taxați pentru asta. În fine, acum
ați pus întrebarea dineori de ce după 8 ani Andronic iese să spună ceva. Păi probabil de aia, pentru că există instituția prescripției. Și o astfel de faptă, cam 8 ani prescripția. Deci exact în situația. Dar nu exista imunitatea prezidențială în... perioada respectivă. Păi, pe perioada când se făceau, că nu neapărat, deci stați să ne înțelegem. Deci faptul că, dacă să zicem, s-au fraudat alegerile, nu le-a făcut în mod direct Băsescu. Deci acolo au fost niște actori care au participat, care n-au avut probabil, unii dintre ei, niciun fel de imunitate. Și chiar dacă au fi avut imunitate, instituția prescripției răspunderii penale curge de la momentul săvârșirii infracțiunii. Și cam 8 ani la o astfel de faptă, că ar putea fi vorba de un abuz în serviciu, fraudarea alegerilor, pedepse relativ mici. Deci efecte juridice să ne așteptăm. Acum, chiar dacă s-ar putea dovedi, deși mi este foarte greu să cred că se poate dovedi o astfel de infracțiune, în contextul în care, hai să ne gândim, odată validate alegerile pentru președintele României, câte instituții sunt implicate, inclusiv Curtea Constituțională, cea care este, care dă cu ciocanul în ghilimele și validează rezultatele. Iar apoi celelalte instituții specializate în organizarea alegerilor, deci ar fi un procedeu foarte complicat. Eu cred că acest subiect, care, sigur, nu doar noi îl dezbatem în această seară, l-am văzut și pe la televiziunile naționale astăzi, foarte intens dezbătut. Eu cred că este un subiect, o pistă greșită și sunt multe alte activități, de exemplu, pe care le întreprinde în perioada aceasta guvernul, multe inițiative care ar trebui privite mai cu atenție decât acest subiect, care, repet, așa cum și domnul Ulmeanu foarte corect a spus că este bine să aflăm adevărul, foarte bine, doar că, din punct de vedere, nu foarte multe efecte ar mai putea avea, dar este bine să aflăm adevărul și probabil instituțiile n-au decât să facă lumină în acest caz. Nu vor face lumină. Dar și eu spun la fel că nu vor face lumină. Și în schimb sunt alte multe aspecte care astăzi țin ocupată agenda guvernului, de exemplu, care are multe subiecte fierbinți pe care urmează să le servească. Dar credeți că are vreo influență și guvernul aici să atragem atenția, adică facem un foc de artificii ca să atragem atenția de la adevăratul fapt care se întâmplă în altă parte, în curtea guvernului? În mod categoric, din punctul meu de vedere, da. Dacă vedem ultima inițiativă a doamnei Olguța Vasilescu, care vrea să impoziteze gospodăriile din 2018, iarăși, să fie o situație care eu am citit într-un ziar, acel draft de proiect de inițiativă legislativă, care nu mare lucru am înțeles din el, mi se pare o aberație, ca fiecare gospodărie va trebui să se înregistreze, se stabilește. Da, acum în fine, urmează, deci, guvernul a discutat în prima fază legea salarizării, această situație, un alt aspect, dar, da. Legea salarizării, un alt aspect care a provocat foarte multe valuri în ultima perioadă, în rândul funcționarilor în special, și atunci sigur că trebuie să facem, să creăm o fumigenă care să distragă atenția de la adevăratele probleme cu care astăzi ne confruntăm. Dar o altă problemă poate fi cum a câștigat PSD și ALDE, cum au câștigat în 2016 alegerile. Uitați, domnul Meanu spune în editorialul Acolada, în ultimul editorial, că de fapt doar 18% din masa electoratului înseamnă câștigarea alegerilor din partea PSD și ALDE. Exact invers ce s-a întâmplat în Olanda. 18% din cetățeni nu au mers la vot. Pe când, la noi, în România, 18% dintre cetățenii cu drept de vot au decis cine să conducă țara. Da. Tocmai din cauza abținerii majorității electoratului de a... Mă rog, recurge la un drept constituțional, acela de a hotărâ soarta țării prin propriul vot. Lumea a preferat să stea acasă. De ce? Asta e iarăși o întrebare la care poate ar trebui să răspundem cândva. Da, dar din punct de vedere juridic, atâta vreme cât votul este un drept și poate fi sau nu poate fi exercitat, cetățeanul alege dacă îl exercită sau nu, 18% poate să hotărască procentul ăsta
cine conduce România. Pentru că în aceeași logică, PNL-ul are 6% și USR-ul 4% și ALDE 3%. Adică atât ai la fiecare. Toți joacă pe aceleași reguli. Are Gheorghe Ancu, acum domnul Cosma, fiind jurist, avocat, probabil că știe, un constituționalist consacrat, spune că poate să fie votul și o funcție. Și atunci poate să aibă un caracter obligatoriu. Putem să facem votul obligatoriu, dacă chiar vrem să vină multă lume la vot. Și atunci, numai că e greu de controlat, dar unora uneori le convine, altora nu le convine. Pe urmă, când se întoarce roata, domnule, era bine să vină mai multă lume, dar atunci n-ai vrut vot obligatoriu. Asta este. Este perfect corect rezultatul alegerilor. 18%, într-adevăr, asta e alegerea cetățeanului român. Puteau să vină 80%. Cine oprește? Eu cred nu că... este, nu poate fi contestat votul din cauza procentului mic de prezentare la vot. Așa este legea, toată lumea joacă pe aceleași reguli. În mod clar putem găsi argumente și de o parte și de alta, că e bine că cei 18% au hotărât soarta celorlalți 82% sau invers, însă un lucru este clar și noi sper că sunt mai mulți, mai multe persoane implicate politic care recunosc că, în special, clasa politică este de vină. Acum, sigur, noi, Partidul Național Liberal, ne asumăm vina că n-am reușit să mobilizăm electoratul de dreapta sau nu am fost suficient de credibili sau n-am comunicat suficient de bine sau ceea ce trebuie electoratului, simpatizanților noștri, pentru a-i determina să meargă la vot. A fost o lipsă de încredere. Tocmai la asta lucrăm acum, la o recredibilizare, să ne regăsim principiile care stau la baza Partidului Național Liberal. Însă, eu spun că toată clasa politică este vinovată, să nu uităm oferta politică care a fost la alegerile din 2016, la alegerile parlamentare, în care, fără nicio posibilitate de tăgadă, am avut un premier propus, toată lumea avea impresia că domnul Dragnea va fi cel care va fi premier, deși nu s-a declarat acest lucru în mod oficial, însul având o condamnare, da? Am avut și alte situații cu persoane dubioase, cu persoane care la nivelul unui partid sau altul au fost un vector de imagine și au fost cu probleme penale. Probabil procentul este undeva la 15% a celor care astăzi în Parlament, deși aveau probleme penale, au fost aleși sau cel puțin au candidat. Deci electoratul efectiv nu a avut ce să aleagă și probabil acea mare parte a fost cât se poate de exigentă, pentru că electoratul în România, părerea mea, în oarecare măsură, dar nu suficient, s-a maturizat și evaluează altfel candidații și ofertele politice din campaniile electorale. Și acesta este un semnal dat de către societatea civilă. Și nu putem să nu observăm, sigur, și noi am recunoscut că PNL a avut și și-a asumat această vină și a fost taxată la alegerile parlamentare. Pot să mai spun eu două cuvinte. Nu este un procent mult mai mic decât de la ultimele două scrutinuri, care, dacă mi-aduc aminte eu bine, erau tot în jur de 40%, 39-41% și ăsta a avut 38%. Deci ne încadrăm pe o linie descendentă. Nu, dar cum să zic, un procent, două, că mai plecat. Mă rog, nu este o cădere bruscă. Este... Dar este o cădere față de prezența la alegerile prezidențiale. Următoare, peste 4 ani, poate o să fie 42%. Și un punct de cădere trebuie să ne îngrijoreze. Bine, domnul Cosma zice așa, electoratul s-a maturizat și atunci electoratul s-a maturizat, dar nu merge la vot? Domnul Ulmeanu, s-a maturizat atât de mult încât nu merge la vot? În termen, fiindcă un electorat matur știe că e singura modalitate prin care poate să decidă într-un fel cursul evenimentelor. Pentru că celor care au ieșit în piață și au demonstrat după ordonanța 13
li s-a reproșat de ce n-ați mers la vot la momentul potrivit. Da, este un reproș îndreptățit, sigur că da. Dar știți vorba aia, dă-i românului mintea cea din urmă, nu? E, acum nu știu dacă a fost tocmai mintea cea din urmă la mișcarea aceasta rezistă. În orice caz a fost o minte mai bună decât în momentul votului. Asta este limpede. Păi, chestiunea e destul de explicabilă. Adică atâta timp cât oamenii nu au fost motivați, oamenii nu au fost convinși, păi, cel mai bun vot de blam a fost să nu participe. Aici e problema. Ce oferă partidele electoratului? Și singurul partid care a luat-o în serios, cu toate că a tratat-o cum a tratat-o, a fost PSD-ul. Domnule, vrea cârnați? Îi dăm cârnați electoratului. Vrea mămăligă? Mămăligă îi dăm. Și așa mai departe. Toate astea le-a dat PSD-ul și acesta, bun, așa se explică victoria strobitoare. Domnul Iohannis nu le-a promis nici mămăligă, nici cârnați. Nu, dar atunci românilor. A fost o reacție în diaspora, da, la măsurile draconice luate de PSD de a le refuza votul celor din străinătate. A fost o emoție, da? A fost o reacție, o emoție, bineînțeles. Da. Și până la urmă o solidarizare a electoratului din țară cu cei din diaspora. Și așa se explică victoria lui Iohannis. Nu că Iohannis ar fi venit cu cine știe ce mari șmecherii și așa mai departe. Cu șmecherii a venit PSD-ul acum. Și acum este pe tapet exact proiectul ăsta de lege care este cea mai mare șmecherie și, zic eu, cea mai prăpăstioasă, fiindcă exact către prăpastie se îndreaptă România, ca urmare, dacă va fi pusă în aplicare această lege. Dar poate că n-a venit încă timpul să discutăm. Legat de anchetă, asta, cu asta am început emisiunea, da, anchetarea alegerilor din 2009. Păi, dacă vă aduceți aminte, cu nu foarte mult timp în urmă, ambasadorul de la Paris, Teodor Baconski, a fost cercetat pentru acele probleme, tocmai de la Paris, că vorbeam de, domnul Ardelean spunea, da, de voturile de la Paris și a fost achitat. Deci, față de el s-a pronunțat. Ori, dacă de acolo ar fi problemele, să zicem, că Parisul ar fi fost cel mai mare promotor al susținerii lui Traian Băsescu, atunci lucrurile sunt destul de clare. Deci, da, dar eu vă întreb, cine mai are încredere astăzi în sentințele justiției românești? E o întrebare. Acum, a fost achitat, da, dar de care justiție? Cine stă de acord de șo deasupra justiției în momentul acesta? N-aș moment vrea, despre n-aș vrea să generalizez, într-adevăr aveți dreptate, avem suficiente motive să ne îndoim, da, având în vedere contextul deci actual. Deci nu sunt sacrosancte, dacă până și Curtea Constituțională a fost în stare să se dedea la erata aceea de un penibil extrem, care a răsturnat, practic, erata aceea a răsturnat rezultatul referendumului și ei își datorează Băsescu supraviețuirea pe post. Mai e ceva de spus? Dacă până și la Curtea Constituțională, noaptea ca hoții, atunci a început noaptea ca hoții. Nu, ăștia au continuat-o și au dezvoltat-o, i-au mai pus niște briz-brizuri, bineînțeles. Numai că tot politicieni sunt, da? Evident, atunci era Băsescu, știm acum foarte bine Dragnea. Că a fost, știm foarte și din bine. Păcate și judecătorii sunt politicieni, da. Că aici e marea hibă cei de la sistemului. Curtea Constituțională sunt politicieni de partidele, da, politice, da. Da. Dar știm foarte bine că era nevoie de un prag, era o lege în vigoare, da? La referendum. Sigur. Acum nu putem spune că neapărat Curtea Constituțională, da, pentru era o lege. Stabilirea faptului că a fost sau nu a fost atins votul, s-au făcut, da, niște mișmașuri. Sigur. Și care au pornit de la Băsescu, care a dat indicații Curții Constituționale ce articole din lege să ia în considerare când dă hotărârea. Asta nu am aici e vorba de numărul populației. Da, pentru o că știm asta, cu toții. Asta nu știm, numărul populației. Nu știm niciodată numărul populației. Asta e cel chiar mai dacă mare se face,
Asta. La un moment dat, asta. Numărul celor cu drept de vot va depăși populația României. Asta e limpede. Totul depinde de interesul celor care stabilesc acest număr. Da, pentru că aici e sigur, skepsisul este ce înseamnă prezența la vot. Da. Se stabilește 50%. Acum referendumul se poate valida cu 30%, cu 30%, nu? Da, cu 30%. Asta s-a schimbat. 30% prezența la vot. Dar din cei care au dreptul de vot. Ei, dacă nu știm câți au dreptul de vot, acum sunt 18 milioane. Tot timpul se va putea jongla. Domnul Ardelean, e vreo, sigur. Da. Sigur. 18, dar nu-i tot una, 18 sau 19. Nu sunt 19, 18. Cifrele astea, totdeauna s-a jonglat cu ele după interesul de moment. Asta e limpede. Eu vreau să mai vă atrag atenția, că tot vorbim de rezultatul alegerilor din decembrie. Trebuie să observăm că partidele, că bun, domnul Meanu zice corect că PSD-ul a avut o ofertă electorală care a prins și care s-a văzut clar că 45% din cei care s-au prezentat la vot au mers pe programul prezentat de PSD. Dar trebuie să mai observăm ceva, că partidele care au adunat voturi datorită faptului că au avut lideri și au avut o situație stabilă, au câștigat alegerile. Adevărul este că PNL-ul a fost prins într-o perioadă în care nu și-au clarificat situația. Pe picior greșit, asta și, și USR-ul la fel. Le-au prins acolo alegerile pe picior greșit, așa spuneți. Da, nu pe picior greșit, dar de când l-au fluturat situația... Cătălin Antonescu de acolo, PNL-ul e tot pe picior greșit. Și așa va rămâne încă, nu știu, un an, doi, trei, nu. Mă rog, mă falta. Probabil că o să încerce să-și aleagă un președinte. E, acum sunt alegeri interne în PNL. Domnul Cosma de Tine este primul care și-a anunțat candidatura la președinția organizației județene. La Satu Mare. Da. Dar cu președinția aia și cu problemele lui Blaga și cu singura copreședintă rămasă, doamna Gorghiu, nu, n-au convins. Și de-aia eu vreau să concluzionez că rămâne electoratul românesc tributar ideii de tătuc. Adică ai unul care te trage, că vedeți că și ALDE, fără Tăriceanu, ce poate, ce mai înseamnă? Dacă ne imaginăm puțin, e ăștia, la ALDE era Călin Popescu Tăriceanu, cunoscut, clar, așa, dincoace Liviu Dragnea conducea partidul, au mers toți pe o mână, au prezentat și un program evident, pentru că și social, foarte că social, și asta, da? Este, și asta este o chestie. Omul acum programul l-au citit, nu l-au citit, au mai auzit pe la în campanie, mă rog, dar când vezi o armată care funcționează, care execută comenzile corect. Acum, nu pun în ghilimele armată sau nu știu ce, nu asta e. Ideea, faza e că oamenii înțeleg, da, domne, ei au o trupă, pot să meargă. De-aia n-au adică mers. Adică suntem siguri că ei pot conduce țara. Au, păi, cineva, au mecanisme legate care făcute, merge. Au echipe. Dincoace vine PNL-ul, nu-i clar în partid, o să pună un premier. O să stăm iarăși să așteptăm 4 propuneri ca și la alegerile de la București. Păi, dar nici noastră n-ați avut premier anunțat. Nu a avut, nici PSD-ul n-a avut premier. Păi nu, după alegeri. Vreau să zic, domnule, câștigă PNL-ul, da? Bun, pe cine pune premier? Păi, da, dar PSD-ul pe cine? Stați un că pic, că la PSD e clar că spune Dragnea, bun, ăla-i. A, deci Dragnea era. Păi nu era Dragnea, nu vorbim așa. Eu vorbeam de faptul că... Dar spuneți că n-a avut PNL-ul premier de senat. Dar nici nu asta l-ați avut. PNL-ul, a avut. Nu. PNL-ul a avut. Păi bun, dar PSD-ul a avut? Păi n-a avut. A prezentat o serie de promisiuni care astăzi constatăm după câteva luni că nu prea se realizează. După asta spun, PSD-ul și funcționează ca partid. Dar încă nu, PNL-ul nu-i clar, dar nu e interesează. Să știți că pe cei care ne urmăresc Sătmăre nu prea interesează că funcționează PSD-ul sau PNL-ul. Îi interesează asta e părerea și dumneavoastră. Ochii sunt țintiți asupra guvernului. Asta îi interesează. Că astăzi întâmplarea face că e PSD. Foarte bine. Nimeni nu contestă acest lucru. Dar
să vedem realizările. Și acest talmeș-balmeș care se întâmplă cu salarizările, cu funcționarii publici și așa mai departe, multe altele. Sunteți convins că PNL-ul guverna mai bine? Dacă ar fi câștigat alegerile? PNL oricând are suficienți oameni. Dar PNL-ul nu știe încă ce acolo, domnule. Nu mă înțelegeți greșit. Nu vă înțeleg, eu vă înțeleg. PNL-ul sau PSD-ul nu interesează pe Sătmăreni, ne interesează ce resimțim prin asta. Nu interesează neapărat ce se întâmplă în partid. Credeți că sunt interesați oamenii să vadă ce e în PSD sau în PNL? Nu, sunt interesați, într-adevăr. Ați avut un program care l-ați prezentat. Cine conduce, conduce partidul, e interesant. Scopul meu. Da. Nu, deci oamenii nu sunt așa cum credeți dumneavoastră. Sunt interesați de foarte multe lucruri. Unele sunt cei de sus de la București, dar interesează și liderii locale ai partidelor, să știți. Și politica locală a partidelor. Totul îi interesează. Nu mai suntem pe vremea Iliescu apare, soarele răsare. Sau se întunecă. În mod clar, dar nu neapărat în profunzime. Și fiind vorba despre oferta politică pe care au făcut-o partidele în alegerile generale, evident că PSD-ul a prezentat o serie de promisiuni care la acel moment noi spuneam că nu pot fi realizate. Se vor dovedi doar promisiuni. Uitați ce se întâmplă cu legea salarizării, da? A fost amânată. Eu sunt convins că anul ăsta nici nu o să intre în vigoare. Asta de intrat în vigoare, deci va intra în discuția Parlamentului, așa a spus domnul, nu credeți că va intra peste o săptămână? Și dacă intră în Parlamentul, poate să o lălăie 2 ani de zile, nu e nicio problemă. Dar cine e președintele Camerei și a Senatului? Să nu uităm. Nu? Au majoritate, o să o dezbată încă vreun an de zile. Deci sunt promisiuni fără acoperire. Să ne gândim un pic. Deci eu mi-aș dori toată lumea să câștige peste 3.000 de euro, dar cred că toți ne-am bucurat de acest lucru. Eu, inclusiv dumneavoastră, fiecare, nu? Că ar crește nivelul de trai. Dar nu înțeleg de unde o să fie luați acești bani. În ultima lună s-a făcut un fel de licitație publică. Ieșa doamna Olguța Vasilescu seara să spună ceva, ieșau imediat polițiștii în stradă, ieșau să spună ceva în ziua următoare, veneau și medicii. Imediat le dublam la fiecare, la unii le tripla salariile. Deci eu în condițiile astea, eu nu știu de unde o să fie acoperire. Da, pentru s-a depășit orice limită a minciunii grosolane. Așa de la obraz. Vă dau, vreți 50%? 50%, vreți 100% majorare? 100% vă dăm. Dar se poate așa ceva? Domnul meu, eu am auzit niște reacții de la Uniunea Europeană. Așa. Deci deja Uniunea Europeană previzionează pentru anul viitor un deficit de până la 4% fără aceste măriri de salarii. În momentul în care se aplică și aceste măriri de salarii, vor depăși 5% deficit. Eu vreau să vă întreb dacă vă mai aduceți aminte de contractul cu România ăla de 200 de zile din 1996. Deci că în campanie electorală se promite mai mult stați decât un pic, atunci a fost, vă spun eu asta care a fost atunci situația. Atunci, cu domnul Văcăroiu la conducerea guvernului, până în 1996, țara a intrat într-o fundătură de împrumuturi externe, da, fantastice, care aveau maturitatea sau se explodau exact în următorii 2-3 ani. Ceea ce s-a și întâmplat și a fost cât pe aici ca România să ajungă în incapacitate de plată datorită acestora. Da, mi-aduc aminte foarte bine. În momentul în care CDR-ul, care a câștigat alegerile în 96, făcea acest program de 200 de zile și așa mai departe, nu cunoștea această realitate pe care a cunoscut-o abia când a ajuns să țină frâiele în mână. Și aia era umflată până peste poate. Să vedem ce se întâmplă. Deci următorul guvern, care probabil va fi liberal, va avea de suportat împrumuturile pe care le ia guvernul PSD acum. Dar să nu uităm... Să nu uităm. Într-o lună, guvernul actual s-a împrumutat cu 3 miliarde de euro în ultima lună. Deci faptul că te împrumuți să dai pensii, să ridici, să dai salarii, să dai tot felul de sporuri în plus,
asta duce spre tragedie. Deci noi în momentul de față, ca să fie foarte clar pentru toată lumea, sau cel puțin din punctul meu de vedere, România funcționează, efectiv putem compara cu o societate care nu mai are active, doar pasive. Și tot ne împrumutăm ca să dăm salarii. Poate dacă salariile acelea erau mărite în tot sectorul public cu 5%, toată lumea era fericită și era suportabil. Dar eu sunt convins că, din păcate, o spun, nu vor fi sustenabile aceste majorări salariale. Efectiv, ne jucăm și gândiți-vă ce reacții vor putea fi. Deci să ne gândim pe plan social. Deci oamenii ăia, bun, să zicem că din iulie s-ar mări salariile, poate cu 2000 de lei la unii sau 3000. Oamenii, văzând că au salarii, au o bază, da? Se vor împrumuta la bănci, își vor lua case, își vor lua... Se va mări consumul, se vor îndatora. Dar ce se va întâmpla dacă peste un an jumate spunem stop, nu mai putem susține aceste salarii? Iarăși ajungem într-o situație care a fost creată odată de domnul Tăriceanu și a trebuit să se taie din salarii, o porcărie care s-a făcut, că poate altfel trebuia, de altundeva trebuia tăiat, nu de la salarii, dar s-a făcut o mare greșeală, dar să nu ajungem într-o astfel de situație, atunci vă dați seama ce o criză socială ar fi. Aceste elemente nu avem cum să nu le avem plastic, plastic, putem spune că PSD mărește porția de lapte, dar omoară vaca, da? Cam da. Așa. E bună comparație. Să vedem până la urmă dacă trăiește vaca sau moare, pentru că urma alege vorba veche. Vorba, da. Ce vreau eu să vă spun, nu știu dacă vă aduceți aminte, domnul Cosma, dar Tăriceanu încă era prim-ministru când Emil Boc și tot Parlamentul de altfel au votat mărirea salariilor profesorilor cu 50% și Emil Boc i-a cerut demisia premierului dacă nu e capabil să pună în operă hotărârile Parlamentului. Tăriceanu, prim-ministru, evident că el clar, bă, nu votați că nu se poate, pleacă. Și evident că nimeni nu l-a mărit, dimpotrivă, le-a tăiat 25%. Deci știau foarte bine ce urmează și totuși au promis mărirea salariilor profesorilor cu 50%. Acum suntem oameni care avem o experiență. Știm că toată lumea vorbește, uneori ia gura pe dinainte, mai ales când se apropie alegerile, fiecare vrea să-și ia o felie de plăcintă cât mai mare. Bine ar fi, acum nu știu, domnul Olmeanu, eu suntem oameni care poate că politic deja suntem mai rezervați. Dar dumneavoastră care sunteți oameni tineri, ar fi bine măcar să învățați din lucrurile astea. Pentru că puțină seriozitate și mult mai multă responsabilitate în viața politică e necesară în țara asta. Nu știu ce va urma... Ne-am vorbit de responsabilitate apropo de actualul guvern sau actualul partid PSD. Urmă, așa, în modul general. Lucrurile astea s-au întâmplat. Eu tocmai de-aia vă aduc în momente din trecut. Ca să vă spun că toți au făcut-o, toți o fac tot timpul și lucrurile se întâmplă în spirală, tot și timpul... Important e să nu le facem din nou. Exact, asta vreau să spun. Da. Nu știu... Pe noi care nu suntem politicieni, da, să zicem, noi știm acest lucru, iar trebuie să știe și domnii politicieni, nu domnule Cosma. Așa este. Deci fac parte din categoria oamenilor care... N-am exagerat niciodată cu promisiunile pe care le-am făcut. Am participat în mai multe competiții electorale, am fost realist. Poate de multe ori, nu zic că era un rezultat determinant dacă făceam promisiuni mai umflate sau de ce nu partidul din care fac parte. Am încercat să fiu realist. Pe de altă parte, s-a dovedit că unele promisiuni chiar umflate, nerealiste, au avut efect. În ceea ce privește rezultatul alegerilor. Da. Au avut, clar. Se vede acest lucru, dar aici tot spun și am tot spus de nenumărate ori că poate odată lumea o să se trezească și o să vadă altfel lucrurile sau o să privească în profunzimea lucrurilor
Pentru că, uitați, de fiecare dată s-au servit aceleași promisiuni, dar sub altă formă. Nu pot să-l uit pe domnul Dragnea, care mergea în toate emisiunile în care era invitat, pe la toate posturile, și avea la dânsul o mapă și așa, un dosar. Și începea, își punea ochelarii, era în picioare și își spunea: a, medicamentul ăla, o să-l compensăm. Păi știți că taxa aia de pașaport... 102 taxe, domnul. 102 taxe a fost... Foarte bine, este bine. 102 taxe, dar, pe asta au câștigat. Repet, dacă tăiem 102 taxe... Nu, s-au tăiat foarte deja, bine. Deci. S-au tăiat. Foarte bine. S-au tăiat. Este un lucru bun. Dar să vedem pe termen lung. Să vedem pe termen lung, pentru că astăzi vorbim că o să impozităm din 2018, o să se introducă în codul fiscal... pe gospodărie, 10%. Trebuie să strângi, nu vă spărați, trebuie să strângi cumva șurubul. De unde, dracu, dai atâția bani? Dar nu putem să trăim într-o păcăleală de asta continuă. Păi tocmai Tăricianu zicea că dacă le dăm profesorilor acum salarii de 5 ori mai mari, imediat o pâine ne va costa de 5 ori mai mult decât acum. Și într-adevăr, deja se văd semnele unei inflații foarte îngrijorătoare. Da. Domnilor, revenim după o scurtă pauză de publicitate. Stimați respectatori, vom reveni cu situația din țară și cu șurubul politic în câteva minute. Stimați spectatori, revenim în platoul Informația TV, unde îi avem invitați pe domnul Radu Olmeanu, Radu Arderean și domnul Adrian Cosma, consilier județean. Am discutat despre creșterea salariilor, despre intenția PSD de a crește salariile printr-o lege care nu prea știm de fapt cum arată. Apare pe site-ul PSD-ului, se tot discută în diverse, pe diverse canale, se tot transmit fluxuri de informații despre creșterea salariilor din toate domeniile, dintr-o grămadă de domenii. Însă sunt și salarii bugetari nemulțumiți că nu li se vor crește salariile. În fine, am discutat despre această situație și despre faptul că nu știm, de fapt, de unde va face PSD rost de atâția bani pentru toate creșterile salariale. Domnule Olmeanu, de unde va face rost PSD-ul? Va strânge șurubul și mai tare în jurul celor care muncesc? E vorba de 1,5 milioane de salarii, de bugetari care vor avea salarii mai mari de la cei 3,5 milioane de angajați la privat. Deci, în primul rând, se va umbla la impozite. Deci, se va renunța la cota unică. Deci asta deja e o treabă publică. S-a anunțat pe toate canalele. Cei cu venituri până la 2000 de lei vor fi scutiți total de impozite și acestea vor apărea de la veniturile de 2000 de lei în sus. Acum, ca la pensii, că și acolo pensiile mici sunt scutite de impozite când de fapt erau scutite dinainte. O altă modalitate, pe lângă introducerea impozitului progresiv, nu? Care se va aplica veniturilor mari și foarte mari, și vă dați seama că la veniturile foarte mari să reții 30-40% din acestea, deja e o cascadă, e o țâșnitoare, o arteziană de venituri. Pe de altă parte și chestia asta, povestea asta cu gospodăriile, nu? Olguța Vasilescu trâmbițează pe toate posturile, pe toate canalele, pe tema asta, dar nu știu ce treabă are ea, că în fond e o problemă a Ministerului de Finanțe. Da. Nu e problema ministrului muncii. Probabil ca să explice de unde va face rost, da, de probabil bani. Probabil că nu, că ea nu face de capul ei, ea o face ca misie patriotică, primită de la împărăție, comandantul suprem, nu?
Fiindcă comandantul suprem are impresia că această doamnă Olguța Vasilescu ar avea cine știe ce șarm și prestanță și așa mai departe. Lucrurile stau cam invers. Am văzut și cu ocazia discursurilor ei la ONU, limba engleză și limba franceză, nu? Cât era ea de încântată de faptul că a reușit să citească un text în limbile respective, dar le-a citit cam așa ca Iliescu. Cum este pupila lui Vadim Tudor, da? Da, exact. Acolo. A fost crescută de Vadim Tudor. Politică, sigur că da. E bun, Olguța Vasilescu, deci ne tot încântă că e de fapt un sistem american, și că ce bine va fi să-l adoptăm și noi aici, dar ia uite că sunt niște deosebiri substanțiale între viața și societatea americană și realitățile noastre, bietele noastre realități românești. Eu țin minte că am fost cândva prin aproape de anul 2000, am fost într-o mică vizită în Statele Unite și un român de al nostru, plecat înainte cu câțiva ani acolo și căruia îi mergea foarte bine mintea, trăia din consilierea cetățeanului de rând american pentru stabilirea plății acestor impozite ale gospodăriei. Da. De așa că lucrurile erau atât de complicate încât ai nevoie de un consilier. Aveau nevoie și vedeți că și aici se pune problema. Și aici se vorbește de consilier pentru consultanță. Nu noi o să-i angajăm, ci o să ne toarne pe gât guvernul. Da. Vrei, nu vrei, îți place, nu-ți place, ăsta va merge la tine și te va consilia. Păi da, ce trebuie asta? Să vină dușmanul meu să mă consilieze, ce să fac și cum să fac? Eu știu, dușmanul ăsta trebuie exact. Să-l primești în casă? Dușmanul ăsta păi, evident, păi bănuiesc că da, acum prea multe amănunte. Nu vin în calitate de apărător, în mod clar. Nu. Dar știți ce mai este? Păi consultantul trebuie să vină acasă să vadă ce ai în casă totuși, nu? Că nu-i tot una ce-i povestești tu, dacă da, mergi să zicem la sediul final. Da, fi un fel de perceptor, cum era în Moromeță, cu fonciirea și așa mai departe. Știți ce este foarte interesant? Deși ne așteptam ca o astfel de măsură venită din partea PSD, o măsură socialistă, după principiile PSD. Uitați, este foarte interesant și vă dau citire doar la câteva aspecte care, câteva cheltuieli care sunt excluse. Deci, lista reducerilor care vor fi acceptate de stat la calculul impozitului global pe gospodărie. Și spune așa, contribuția de asigurări sociale, servicii medicale private, abonamente, fonduri de pensii private, prima de asigurare voluntară, asigurarea obligatorie de locuință, after school, grădinițe private, activități educaționale pentru tineri, abonamente la sala de fitness, abonamente la sala de dans, achiziții de cărți, papetărie, bine, asta cu cărțile e în regulă, servicii balnea climaterice, medicamente, boli cronice grave. Bun, și asta cu medicamentele chiar e în regulă. Dar abonamente de fitness. Bun, dar dacă ne uităm și comparăm veniturile unei familii modeste cu venituri mici și veniturile, nu știu, a unei familii care își permite tot felul de abonamente și de utilități, să zicem, mai scumpe. Păi, în mod clar, aceste cheltuieli, și vedem, pot fi deduse doar de cei care au un anumit statut, adică își permit mai multe. Cei cu venituri mici vor plăti 10%. Deci, ca să înțelegem, cei care nu au astfel de cheltuieli de dedus vor plăti 10%. Cei sau care își fac abonament la sala de fitness. Sau la sala de dans. Decât să dai bani la stat, mai bine mă duc la sala de fitness. Nu, deci, eu zic că e bine. Ne așteptam ca tocmai să se adreseze familiilor mici să avantajeze, cei care au venituri mai mici, care au probleme. Da? Ei, este chiar invers. Probabil este făcută această lege după chipul și asemănarea unui lider PSD, care poate să-și permită așa ceva și nu a unei familii modeste. Da. Să spun și eu ceva. Da, vă rog. E clar că domeniul are nevoie de o clarificare. Legea salarizării trâmbițată de ani și ani de zile, tot au încercat
unii și alții să o facă. Ultimul guvern de tehnocrați aveau și ei ceva însăilat, au încercat, tot au mânat-o și ei. Acum guvernul PSD, în urma unor alegeri câștigate clar, are datoria să pună această lege pe tapet și să cumva să rezolve lucrurile. Eu spun că, sigur, vedem în fiecare zi modificări, de la o zi la alta. Modificări nu așa că 10% sau ci modificări mari, adică și eu am văzut că sunt domenii unde, de exemplu, ANAF-ul acolo se pierde la salar, nu se câștigă. Nu, nici nu rămâne așa. Nu știu, se revine. A doua zi se mai discută, se mai fac propuneri și se revine. Modificările vor fi pentru că urmează să fie în dezbatere. Domnul Cosma spunea că anul ăsta nu. Senat și poate, poate nici peste o săptămână, cum spune domnul Dragnea, poate va mai apărea. Trebuie să vedem forma finală. Sigur că acum fiecare vorbește, dar legea trebuie să apară și trebuie, pentru că sunt niște decalaje enorme, sunt lucruri, mai ales după, dacă vă aduceți aminte de programul ăla de austeritate al PD-ului cu 7 plecări și un angajat, au fost posturi blocate, sunt oameni cu aceleași atribuții, cu aceleași funcții, care câștigă cu aceeași pregătire, care câștigă altfel, la diferențe foarte mari. Nu e în regulă. Trebuie făcut și trebuie, nici nu mă aștept să nu fie discuții pe așa o lege. Iar dacă vorbim de Olguța Vasilescu, e ministrul muncii și munca se retribuie, că sigur că are și ea implicare în lege, nu numai Ministerul Finanțelor. Ministerul Finanțelor, din punct de vedere tehnic, trebuie să se ocupe de colectare, domnul Meanu, ministrul la colectare muncii este cel care dă, ministrul Finanțelor. Nu e risipitor, nu adun. Da, am și eu aici ceva de comentat. Se pare că sunt totuși resurse în țara asta, pentru că vin de data asta și cu convingerea proprie că sunt câștiguri mari care se expatriază, se scot din România pe multinaționale, pe firme românești, pe multe firme care nu sunt impozitate. Adică impozit de 0,7% la, nu spun la unde, dar multinaționale mari care duc mulți bani din țara asta și care ar trebui să fie impozitate puțin mai un pic de tot. De ce duc banii? Îi duc banii că așa au venit, așa au zis, au așa li s-au spus. Bani. Nu au venit să și cheltuie, ești domnul Leana. Dacă ai făcut... Așa cum se întâmplă cu resursele astea din Marea Neagră, că acum sunt pline iarăși mijloacele de mass media, cu conducta asta secretă care va duce gazele din Marea Neagră, direct în Austria. Da. Noi nici măcar mirosul nu o să-l simțim. La o să-l cumpărăm de la exact. Nu e nicio problemă. Da, și acolo e problemă de tehnologie, de prelucrare. Guvernul, de... nu, în funcție. Totdeauna guverne. Nu dăm noi vina pe multinaționale, nu fac altceva decât ce ni se permite. Nu-i prost cine cere, prost cine dă. Da, exact. Bun, și atunci e un proverb chinezesc care spune că oricât de mult ai mers pe un drum greșit, întoarce-te. Adică rezolvă problema asta, că până la urmă, dacă zicem, da, domnule, așa, au venit, acum lasă-i așa, să ducă toți banii. Păi, stați un pic. Păi, stai, domnule, 1%, 2%, ai 0,7%, mai plătești un impozit, un procent acolo la impozit, că de acolo se adună bani. Și nu cred că nu se poate ajunge la o înțelegere. Că îi spui, domnule, ai stat 5 ani, te-am lăsat 5 ani. Acum, Doamne iartă-mă, hai să mai vedem, că nu putem nici noi. Trebuie să, iarăși, salariul minim, să nu crească. Dar de ce l-am lăsat 5 ani? Păi l-am lăsat, că așa au fost. Care vine, îi dăm 5 ani, nu de grație. Am zis și eu 5 ani. Să nu fie cinci, să fie trei și tot e o pagubă. Toată lumea ne sperie că pleacă. Nu o să plece. Că dacă le rămâne un ce profit acolo, rămân, nu pleacă.
Dar trebuie negociat, trebuie discutate lucrurile astea. Duc bani cu nemiluita din țara asta. Și salariul minim, iarăși, e rușinos. Și frumos a negociat. Ați văzut că România, România este singura țară din Uniunea Europeană în care părinții care muncesc nu pot să-și întrețină familia. Care muncesc, nu vorbim de oameni pe ajutor social, muncesc cu salariu minim și nu le ajunge bani pentru dânsii și pentru un copil sau doi. Nu le ajung banii. E țara în care omul care muncește moare de foame și e sărac. Da, nu-i normal. Nu se poate, nici așa. Eu n-am nimic împotrivă, că și liberalismul e o doctrină simpatică. Dar stai un pic, domnule, că nici noi nu suntem acum chiar din... Sau ne mai trimit, cum ne trimiteau aia, pe 2 dolari pe zi să lucrăm, sau prin India, sau prin Brazilia. Nu avem și noi, suntem aici, lucrăm și noi afară, lucrăm foarte bine, de ce nu putem lucra și aici? De ce nu putem să avem un venit decent și aici? De ce oameni care vor să muncească, muncesc și cu banii pe care îi câștigă într-o lună de zile nu se pot întreține? Sunt trecuți acolo sub pragul sărăciei. Da, răspundeți, de ce? Singura țară din Uniunea Europeană. Deci nu ne întrebați pe noi. Nu vă întreb. Am discutat și în emisiunile trecute. România este cam pe penultimul loc în Uniunea Europeană la plata cu ora. Dar la fel se cheamă, este și PIB-ul României în raport cu celelalte țări din Uniunea Europeană. Păi dacă... La fel și sărăcia. Dacă, da. dacă tot profitul de la multinaționale cu zeci de mii de angajați pleacă, păi ce să mai vorbim? Domnul Artelean, dar noastră vorbiți extraordinar de bine. Da, asta dar în contradicție cu ceea ce face guvernul dumneavoastră, colegii dumneavoastră. Pentru că eu încă nu am văzut o măsură care să vină în sprijinul firmelor românești, antreprenorilor români. Din potrivă, să le dea la cap, le dăm, să le omoare. Le dăm, punem biruri și îi îngreunăm în activitatea pe care o fac. Eu nu am văzut încă nicio măsură, o dezbatere. Uitați ce discutăm noi. Nu numai noi, că toată mass media și tot opinia publică discută despre mărirea salariilor, discută că oare ce bani o să mai luăm. Da, deci noi despre așa ceva discutăm. Eu nu am văzut încă să-mi spună cineva cum ajutăm societățile comerciale, pentru că le-am impus acele impozite pe clădirile nerezidențiale, de vreo 6 ori au fost mărite. Da? Cum încurajez dezvoltarea? Alea sunt la mâna administrațiilor publice locale. Stați puțin, nu codul fiscal nu-l face administrația publică locală. Permite 0,2, de la 0,2 la 1, la nu știu cât. Și administrația publică locală hotărăște unde sunteți, e toată lumea pe acolo. E toată lumea pe acolo, dar nu m-am referit neapărat la un anumit segment, dar astea sunt lucrurile reale. Da, noi ni se distrage atenția în mod periodic. Noi nu discutăm, uitați-vă la știri, faceți așa pe plan național o evaluare scurtă. 80% se vorbește despre arestări, DNA, dosare, anchete și așa mai departe. Eu nu văd o emisiune în care să se... Domnule, hai să vedem care ar fi propunerile pentru dezvoltarea economică. Cum am putea aduce plus valoare? Cum ne atragem cetățenii înapoi? Ce facem să nu ne mai plece medicii? Deși foarte mulți au discutat aceste lucruri în campania electorală. Să mărești salariile, domnul Cosmo. Păi, acum... păi am văzut salariile de 3600 la medici. 3600 de euro. Cei care au 1800, 2000, 3000 de lei, li se mărește la 3600 de euro. Un lucru extraordinar. Deja concurăm cu ea din Germania. 3600 de euro. Am văzut salariul de 3600 de euro. Sigur, așa este. La cei de la urgență, parcă, nu? Sau 3300. Dom'le, indiferent. Da. E foarte bine. În general și la personalul medical. Dar de unde medical. Îi plătim? Da. De unde îi plătim? Că dacă în fiecare lună o să mai vedem. Acum zicem asta cu gospodăria, chiar e o chestie pe cât e de simpatică, că pare așa simpatică în gospodărie și nu știu, când o să vină ăla să-ți numere cățelul și nu știu, trebuie evaluat cățelul, ce rasă îi, ce valoare are și în funcție de asta o să plătești 10%? American, sigur că da, dacă îți permiți să crești dita mai câinele, calul, da, deci un cal de rasă, sunteți vizat, domnul Cosma, sigur că da, nu ești oricine, deci ai bani. Și acum ideea este să te întrebe de unde ai banii.
Nu? Că de-aia vine perceptorul la tine acasă. Aici... Că vede un televizor cu plasmă cu diagonala de un metru și sigur te întreabă de unde ai banii. Aici trebuie umblat deja, dacă discutăm despre... Aici deja discutăm de un principiu constituțional. În România se prezumă, este o prezumție și este recunoscută și de către Constituție, că se prezumă că averea este dobândită în mod licit. Deci în mod... cu bună credință ai dobândit în mod legal averea. Fiscul are obligația de a demonstra că ai dobândit-o în mod ilegal. La noi așa stau astăzi lucrurile și consider că e un principiu sănătos până la urmă. Pe când alte state e invers. Tu trebuie să dovedești de unde ai dobândit averea. Deocamdată, deci ca să ajungem până acolo, sunt niște mecanisme juridice, inclusiv trebuie să se umble la legea fundamentală, la Constituție, pentru a consacra o astfel de procedură. Însă, noi având încă o democrație destul de fragilă, probabil insuficient de matură, că observăm, la noi problema e că deseori cădem dintr-o extremă în alta. Merg bine unele lucruri, imediat cădem în extrema cealaltă. Exact cum este cu justiția. Până la un moment au fost câteva aspecte. Deja cădem în cealaltă extremă. Da? Că deja înțelegem că nu mai avem încredere în justiția. Cu vreo 3-4 ani, dacă erau întrebați și se făcea un sondaj, cetățenii spuneau că au încredere maximă în justiție, pompieri și armată. În rest, nu aveau încredere. Era biserica. Și biserica, da. Uite, acum cădem într-o altă extremă. Deci, de aceea spun că să dai frâu liber unui astfel de principiu, la fel cum ne-am trăit cu acea instituție antifraudă, da? Când am văzut că mergeau cu girofarele și îi luau pe săracii bătrâni care vindeau un morcov sau pătrunjel în piață și erau amendați că n-au casă de marcat sau n-au nu știu ce documente, da? Deci, suntem tentați să cădem în extreme. Deci, principiul ăla e bun. La fel se întâmplă în Piața Mare. Vin câte 6 mașini de la gardă. Este un circ ieftin. Da. Un circ și ieftin. Se iau de buticare din piața acolo mare, se întâmplă marea evaziune. Da. Acolo se întâmplă. Păi este, eu vă dau caz concret. În calitate de avocat, în urmă cu 3 luni a venit cineva la mine, a dus din hal meu o cantitate de vreo 350 de kg de varză, în toamnă s-a întâmplat asta, în piață. A descărcat-o și n-a apucat să-și treacă o evidență primită de la primărie, locul de unde îl duc, până unde și ce cantitate vând în piață. Și n-a apucat omul să-și treacă cantitatea cu certificat de producător, tot în regulă. 25.000, 2.500 de lei. Mi-a spus, domnule, dar eu nu vând, dacă o vând toată, nu iau atâția bani. Amendă 2.500 de lei, ne judecăm. Este inadmisibil. Astfel de extreme sunt. Și astea trebuie corectate. Am auzit o propunere care am lăudat-o și aici, a PSD, acea lege a prevenției. Am considerat-o extraordinar de bună. Da? Nu se mai aude nimic despre asta. Pentru că sunt nu știu câte sute de funcționari în finanțe care ar trebui, mare majoritate, scoși. Dom'le, câte doi, luați firmele la rând. Hai să vedem ce probleme sunt. Ce trebuie îndeplinit conform legii? Asta, da? Într-o lună venim din nou la control. Dacă n-ați reușit să vă îndepliniți aceste obiective, vă amendăm. Pentru că, până la urmă, principalul obiectiv al organelor statului ar trebui să fie prevenția. Ori, în momentul de față, acest deziderat, acest principiu, nu mai există. Stăm la pândă, doar amenzi și să sancționăm. Rol represiv, sancționator. Deloc nu mai există acest principiu a prevenției, educativ. Asta trebuie să fie principalul scop. Și atunci de aceea va fi foarte greu cu această lege, care astăzi, pare simpatică așa, că vai de mine, nu poate fi un mare lucru, dar va putea face niște consecințe extrem de grave. Și este un aspect foarte important. Dar noi, vedeți, ne-a tras atenția un subiect bombastic, și anume alegerile, posibilele fraude de la alegerile din 2009, care oricum nu mai degeaba dezbate, că tot nu ajungem nicăieri cu ele. Da, pe de altă parte, noi zicem de unde să scoată PSD-ul bani, dar uitați, USR-ul zice că dacă parlamentarii vor primi mai mulți bani, atunci trebuie să lucreze 8 ore pe zi, măcar atâta. Adică măcar atâta, să aibă bunul simț, să le arate românilor care i-au ales,
că ei lucrează 8 ore pe zi, nu stau până la ora 12 când se termină votul și... No, bun, dar să nu doarmă, că unul de la USR a fost găsit dormind pe acolo. Nu, dar poate... 8 ore să nu doarmă, mai trebuie să monitorizează Clotilde Armand cu firma aia care monitorizează autostrăzile. Am înțeles că nu mai e la firmă, au dat afară. Sau plecat singura. Da, nu știu. Și atunci, dacă monitorizează ea... Nu, păi acum... Asta e o propunere ultra-populistă, dacă se poate termenul ăsta să funcționeze. Pentru că hai să normăm un parlamentar, să vedem 8 ore ce face. Păi ce facem? Îi dăm normă de... Nu face papiote de ață. Omul ăla are un birou, lucrează, face teren, face... Acum, ne uităm la munca unui parlamentar. Nu parlamentarii când trebuie să lucreze dorm sau fac alte chestii, dorm bine, cu camera de vedere în față. Eu nu vorbesc despre asta. Da. Eu vorbesc despre un parlamentar care vrea să-și facă treaba. Care, sigur, să zicem deci că e există, o absurdă treaba și asta. Și omul vrea să... Da, domnule, am ajuns, sunt corect, vreau să muncesc. Caut să îmbunătățesc, caut să lucrez pe legi și atunci cum îl norm, cine mă normează? Cum stau? Adică trebuie să stea 8 ore în plen? Nu, în să stea, zice așa parlamentarul. Aici se lucrează luni, marți, eventual miercuri. În rest, activitatea în comisii de miercuri și joi e mai degrabă inexistentă, iar vineri, program în teritoriu. Dar cei de la USR au cele mai mari absențe, am văzut. Doamne iartă-mă. Acum nu știu cum să vă spun, dar... Vremea cu ce spune, nu știu cine de la USR, dar cine este USR? Este o chestie de strânsură, nu? Ați auzit vreodată de vreo idee venind de la acest serioasă partid? O idee serioasă, cât de cât? De asta și vin cu gambe de astea, ca să interesează fie cât de cât vizibil. Da. N-are rost. Păi ei au venit cu propunere să se strice gardul de la Parlament, dacă vă aduceți aminte, că nu mai trebuie gard. Da. Bun, la urmă, parlamentarii trebuie să... Că erau deci dumneavoastră, domnul Olmeanu, nu sunteți de acord ca parlamentarii să lucreze mai mult? Eu sunt de acord să lucreze, dar să lucreze, toată lumea e de acord. Nu să lucreze așa de fațadă. Să stea să-i facă poze, nu știu cine, că uite, acum lucrez, acum mă gândesc, acum creez... Vin cu idei și așa. Nu, domnule, fiecare știe ce are de făcut. Și conducerea Camerei Deputaților, a Senatului și așa mai departe, are o viziune foarte exactă asupra ceea ce face și trebuie să facă un parlamentar. Nu trebuie să venim cu asemenea chestii, într-adevăr, e populistă, dar acum să nu vină tocmai PSD-ul să acuze de populist celelalte partide, fiindcă nu e tocmai... Păi dacă e populist, dar legat de această activitate a parlamentarilor, tot timpul am spus, și inclusiv și în interiorul partidului, și colegilor, și tuturor parlamentarilor. Pe mine chiar nu mă încălzește că îl văd pe ăla că stă 8 ore în Parlament și nu face nimic. Eu aș vrea să stea 2 ore, sau cât vrea dânsul să stea, dar să vină în fața sătmărenilor, hai să luăm situația de la Satul Mare, să vină parlamentarii toți frumos și să spună: domnilor, uitați, acum că s-a votat bugetul, am reușit pentru Satul Mare să aducem două investiții. Una mare și una mică, da? Astea sunt investițiile, asta am reușit noi să facem. Pe mine chiar nu mă mai interesează că o stat o oră sau o stat 20 de ore. Da, mai discutat despre această problemă, dar nici parlamentarii... Nici cum nu aduce parlamentarul investiții în Satul Mare? Păi, când se face bugetul, când se face amendamente național la buget, el la... Și se aprobă anumite investiții. Da, se aprobă, da, în comisia de buget. Păi, da. Evident, și se votează mai apoi. Bun, dar asta da? E un caz o singură dată pe an. Și sigur că au fost cazuri când amendamentele propuse de parlamentarii sătmăreni au fost aprobate, dar nici atunci nu s-a putut înțelege care a fost primul care a propus. Că sigur că toți au votat, dar care a fost primul, niciodată n-am ajuns la... Și poate nici nu am aflat niciodată. Nu, sigur. Acum, sigur că orice parlamentar, dacă poate, face ceva pentru județul lui, pentru că cu efect de bumerang folosește realizarea aia și spune: domne, uite ce am făcut, dar dumneavoastră ați avut o celebră deputată care se lăuda și cu ce nu făcuse, dar în sfârșit, asta e altă poveste. Nu este singura
că nu toți sunt comisia de buget. Sunt oameni de pe toate palierele profesionale. De dumneavoastră, de exemplu, să luăm situația dumneavoastră. Domnul Ardelean, nu, aveți probleme? Nu, să luăm situația mea? Hai că luăm a mea, nu e problemă, în general vorbim. V-ați lovit de multe ori de probleme legislative și ați spus, domnule, asta e o porcărie, da? Păi acele inadvertențe trebuie să le corecteze parlamentarii cu o propunere de modificare a unui articol, a unui paragraf, a unei sintagme prin care să se clarifice anumite lucruri. De când nu se știe problemele primarilor cu anii? Evident, legea 17 din 2014 privind vânzarea terenurilor către străini, modalitatea de a vinde terenuri cetățenilor români, care iarăși este o altă porcărie. Eu pot să duc lucrurile la un mod mult mai simplist. După 1990 se vorbea, dacă vă aduceți aminte, de vidul legislativ care exista și nu erau reglementate. Acum se vorbește despre inflație legislativă, adică de faptul că multe legi reglementează altfel acea situație și se bat cap în cap. Și domnul Vasilescu de la BNR spunea că sunt 14.000 de legi prost înțelese sau prost făcute. 14.000 de legi. Oricum, în România sunt mult mai multe legi. Stimați invitați, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în platoul Informația TV. Vă mai aștept și de altă dată să comentăm subiectele de la ordinea zilei. Stimați telespectatori, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare cu Informația TV.